aflăm pe drumul comunal DC177, ce face legătura între satul Românești și satul Cernu din comuna Poduri. E un drum care a fost reabilitat în această toamnă, când se spune că lucrările au început în august și iată că acum suntem gata la recepție. Foarte important este că această lucrare este datorată prietenilor noștri de la Stratum Energy, în special domnului Zac, țin să-i mulțumesc, domnul director general Zac, să-i mulțumesc în mod deosebit, pentru că a fost cel care a fost foarte receptiv la durerile noastre și prin această sponsorizare, iată că am reușit să acoperim doleanțele oamenilor din satul Românești. Lucrarea a costat în jur de 600.000 de dolari. Sponsorizarea este făcută în integralitate de către firma Stratum Energy și pentru acest lucru le mulțumim în mod deosebit. Lucrarea s-a desfășurat în decursul a 2 luni, surprinzător de repede și de bine, de o firmă constructoare pe care chiar căreia trebuie să-i mulțumesc în mod deosebit, firma Conextrus Bacău, al cărui director, domnul Viorel Rusu, a fost tot timpul alături de noi și ne-a făcut zilele frumoase, în sensul că lucrările nu au tărăgănat și s-au desfășurat în cele mai bune condiții și mai ales de o calitate fantastică. Pe final vreau să mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean, care ca de fiecare dată este alături de noi și iată că și în acest moment a ținut să ne acorde o bucățică din timpul pe care îl are și așa sub presiune și să fie alături de noi și la o astfel de bucurie. Dânsul a mai fost lucrare de mai multe ori și acum iată că suntem la un moment nu neapărat de festivitate, ci de bucurie împlinită a unei lucrări. Domnul președinte, dacă vreți să ne spuneți câteva cuvinte. Da, mulțumesc foarte mult, domnule primar. În primul rând, este un exemplu de bune practici. Domnul primar Tulpan, ca de fiecare dată, arată că știe să îmbine privatul cu partea administrativă și este, cred că asta este secretul în administrația publică, de a reuși să atragi fonduri, nu doar din buget, nu doar din anumite zone, și din partea investitorilor. Felicit de asemenea investitori din această localitate, care au dat dovadă nu doar de bună credință, ci și de faptul că au înțeles nevoile comunei și au venit în sprijinul acestora. Bineînțeles că nu în ultimul rând țin să-i mulțumesc și eu constructorului, care acolo unde a lucrat și-a arătat profesionalismul. Îl felicit încă o dată pe domnul primar și într-adevăr această comună arată așa cum trebuie ca o comună occidentală. Vă mulțumesc! Da? Câteva? Nu? Yeah, no, you can translate for me after, but we're extremely happy to be part of this community and to show that we can support the community and we want to continue to work together. So whenever we see a project like this come together that we can be a part of, we're extremely happy for the collaboration and that we can continue it into the future. Ne bucurăm că acum facem parte din această comunitate și că putem să ajutăm comunitatea și am avut o relație extrem de bună și avem o relație extrem de bună cu domnul primar. Da. Domnul primar, felicitări! Mulțumim. Felicitări încă o dată! Mulțumim! Felicitări. Mulțumim! Da, chiar felicitări și să știți că mai venim! Da.